Bre, de ce nu mă aștepți acasă? Dacă am zis că vin, vin. Păi când, mă? Jumătate de oră, bine? Lasă-mă, că așa ai zis și acum 2 ore că vii într-o oră și n-ai venit nici într-o oră jumătate. Bre, dar nea Giori nu știe să schimbe becuri, ce tot geari... Nu știe, mă, nu se pricepe mototolul ăla și nu-i nici acasă. Păi și când se întoarce? Tocmai mâine. Păi lasă, le schimb mâine becul și alea ce ai. Nu să schimbe mâine, n-auzi, mă, că să facem tuneric, mai vede alea după aia, mă. Bă, nebunule, stai dreacu potolii, mă, că te uite acolo, ți intre mâna în fasung, te curenteze dracii tăia, fii atent. Cine, mă? Bă, ascultă-mă. Brei, lasă, du-te, caută un alt băiat să vină, schimbe becul, lasă-l pe Gianni în pace, că nu poate, am treabă cu el. Și te bași, mă, tu stai, mă, cu minte. Brei, hai că vin acum 10 minute, sunt la tine. Mă, dar vii, nu mai minți. Dacă am zis că vin, vin, tu du-te. Hai, bine, te aștept atunci. Bă, Gianni, bă. Bă, bobițe, mă, tu vezi că îmi cuși borcanele, mă, una e ce simt eu și alta ce trebuie să fac, mă, pe aici e vorba de supraviețuire, bă, băiatule, înțelegi, mă descurc și eu cum pot. Asta e meseria mea de la vremea mea, știi ce zic? Bă, zici să-ți dai demisia de-l dracu de 1,5 milioane, că nu e bine, ascultă-mă. De ce, mă? Uite așa că nu e bine. Și uite-mă, uite, chiar ești nesimțit, mă, tu chiar vrei să-mi fur combinația? Nu, mă, prostule, dar vezi că nea Johnny nu e plecat, mă. A mirosit-o pe asta că îi vine unul la el, nu știu ce, și s-a ascuns în pătul și stă acolo ca să vadă cine. Și când te-ai dus acolo, îți dă cu furca în cap și la revedere acolo, rămâi lat. A plecat la sursa nebunului. Păi dacă am vorbit eu cu el. Păi dacă eu l-am văzut când a urcat în microbus, ce ai, mă? Bă, tu n-auzi că am vorbit eu cu el mai înainte, înăuntru. Nu ai vorbit, mă, aici, că și eu aici am fost, băi, de ce nu l-am văzut? Păi a ieșit prin zona 3, prin spate, ca să nu alea. Mă, lasă-o, bă, că-i cu stăcoața albă, bă, chiar ești nesimțit, bă, te bucur la 1,5 milioane, mă. Bă, dar lasă-mă că eu sunt bani munciți, bă, nu-i primesc pe degeaba, bă, tu știi câtă chinuială bag eu pentru banii aia? Bă, nu te duce, mă, n-auzi. Bă, știi ce, tu mai bine bagă 3 beri la gheață, înțelegi? Bă, că mă întorc imediat. Eu cred că bag numai gheața, că doar de ea o să ai nevoie, o să vezi. Nu te duce, bă! A? Hotlă ea! A? Ia, dar ce te-ai îmbrăcat așa? Mă duc la servici. Ce servici ai tu, panara, mâncare ești? Mă duc la servici, măbița. Am și o vârteală cu o tante pe 1 milion. Mă duc, dau jumătate de oră de pedale, am luat banii și am plecat. Ești, mă, Dacia, că-ți dau în cap. Unde dai tu, mă, jumătate oră la pedale și ții banii, a? Dacia, mă, la o tante de la noi, e bărbatul plecat de acasă și mă duc pe la ea, știi? Eu trebuia să mă duc de ieri, dar n-am avut chef și așa că mă duc azi, da. Te duci la tanti Perelopa să schimbi un bec, este? De unde știi, mă? E, dragi, păi am sursile mele, ce să mai... Eu zic să stai potolit că și-a găsit alt instalator. Ce, mă? Bă, vezi că ești doi pe loc. Ești cu Gianni băgat acolo, dar Gianni ți-a luat-o înainte și acolo montează filamentele. Mamă, dar mai scap eu de ăsta odată de Gianni acolo, mă, și ce face, mă? Eu nu cred că face bine. Mamă, deci fii atent, bobiță. Uită-mi coala mine că mă duc peste ea, adică e combinația mea și Gianni să-l las eu să se bage peste mine? N-ai să vezi. Oricum o are promisă, de mai devreme de când cu fetile alea, să vezi omul ce-i dau eu lui. Și lui aia să vezi ce scandal îi fac eu lui aia dacă nu dă bani. Fii atent, uite-te încoala mine, că zic o singură dată. Ce, mă? Dorele nu te duce acolo. Ce vorbești, mă, bobiță, știi că eu fac urât de tot la gadget. Deci combinația mea și combinația lui Gianni? Niciodată, combinația mea e combinația mea. S-a băgat peste mine, la mar, scurt pe doi. Dar atenție, combinația asta voastră, să nu uităm că e puțin măritată cu nea Johnny. Ce vorbești, mă, mi-e fie frică acum de nea Johnny, de moșul ăla. Hai, mă, bobiță, vezi tu treaba asta, mă. Bine, m-am pun, ți-l știu. Îți bag gheață lângă gheața lui Gianni acolo? Bagă. Așa. Siri, call nea Johnny. Nea Johnny, ce faci, bre, tot acolo, ești în pătul? Nu pleca, mai stai puțin. Ți-am trimis o surpriză frumoasă. Da, hai, închide. Dracu, desenezi acolo, mă, că mă zgripă creierul. Niru, mă. Ia zi-mă. S-a mai desumflat așa? Nu, mă, tot la fel. Dar la mine? Na, la fel. Mamă. Combinatorilor varzi, nea Johnny, este? Hai noroc, mă, bobiță. Hai să rămâna. Dar ce faceți, mă, băieți, aici? Mă, Johnny, tu ești, mă? Dar ce faci, mă, aceea? Să bronzează, bre. Mă, Dorele. Dar tu ești, mă? Da, bre. Dar ce faceți voi aceea, mă? N-auzi, bre, că ne bronzăm. Am și la soare să ne bronzăm. Mă, dar eu de mult vreau să vorbesc cu voi. Eu tot v-am văzut așa intrând și ieșind de la Penelopa lui Johnny. Dar ce faceți voi, mă, acolo? Îi schimbă becurile, bre. Ce face, mă? Îi schimbă becurile, glotanii Penelopa, și că îi se cam arde becurile de la o vreme. Se cam arde becurile.
Mă, dar eu am observat că ei se cam arde becurile numai când e plecat bărbatul de acasă. Păi așa e, că pleacă Nagioni și dă trifazic. Când pleacă Nagioni și dacă îi dă trifazic, iar de alea care filamentele moi le încrucișează și după aia trebuie să vină băieții să... Adică voi vă ocupați de treburile astea? A, nu eu nu mă bag, dar ei e instalator mecanic doar pe filamente și pe asta face ei, adică schimbă fasunguri. Ei, da? Mă, după ce terminați voi aici de bronzat, nu trece unul din doi și pe la mine? Că am și eu un bec ars. Mă, dar e ars de mult de tot. Și mă gândeam așa nici să nu-l mai repar. Dar dacă am văzut că altele poate, aș încerca și eu. Că de 6 ani de când sunt văduvă, tot în întuneric stau. Mamă, ce vrei, ziceți? La matale 6 ani e lucrătură puternică acolo, că... Trebuie schimbată instalația, trebuie băgată priză de 360, că sarea alea stopește cablurile, îți trebuie canal cablu. Mă, bobiță, mă, că plătesc, mă, nu gratis. Ce, dau bani, adică, mă, ce ziceți, veniți? Vin eu. Unde te duci tu? Mă duc, mă, familie și mă duc. Lasă, bre, că vin eu, nu, stai liniște. Unde te duci tu, mă, dacă eu am zis primul? Așa, ce dacă ai zis tu primul, bă? Am zis primul, eu mă duc, mă, da? Stai și mă duc, gata, s-a rezolvat acum combinația. Mă, nu vă mai certați. Mă, mamă. A veniți amândoi, mă, mamă, că e de lucru pentru amândoi. Da? Nu vă mai certați. Hai, că vă aștept. Hai să treci, Bobiță. Hai, vă aștept. Da, na. Bă, ce te-ai apucat tu, mă? Fii atent că dacă te prind pe acolo, te umor cu bătaia Geani. Te prind eu pe tine să vezi ce omorăți ei. Să vezi ce omorăți ei. Treaba... Te mă prins tu, mă, pe mine, mă, că tu nu-mi poți să te miști de aici. Ce vorbești, mă? Stai să mă fac bine, să vezi ce bătaie dacă mă pune cu pumnii pe tine. Fai de cap, mă. Vorbești, mă, că mă fac bine înaintea ta, mă fac eu bine. Cu te ia uite, mă, ce vorbești, mă, că eu deja mă simt mai bine. Mă. Eu mă fac bine înaintea ta, mă, că eu sunt mai tânăr ca tine, Geani, și care mai tânăr ca mine, mă, cu un an jumate. Care un an jumate, mă? Care un an jumate? Pe... Păi eu din 4 ani, Gianni, că eu sunt 79, tu ești în 83. Păi nu vezi, mă, un an jumate, ce ai? Bă, așa mi-ai făcut și cu fetele alea, mă. Că de-aia, că alea s-au... Mamă, am omorât. Păi și pe unde vrei, mă, să iau că pe partea asta la... Bă, dai treci, mă, dar nu mai lovi. Stai, mă! Mai de capul meu, la fel și cu fetele alea mi-ai făcut, mă, că... Lasă-mă cu fetele alea, că mi-ai stricat ziua, mă. Ce zi te-a stricat, mă, că alea eu le-am agățat și le-am... Cine le-a agățat, mă? Cine le-a dat foc primul, mă? Cine s-a... Hai de cap, cine s-a băgat în seamă cu ele, mă? Da, mă, tu n-ai văzut cum am venit-o de cu ele, mă? Hai de cap. Dacă le agățai, tu venea cu tine, dar așa nu. Că, Angeli, lasă-mă în pace. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.